O eroină anonimă de pe YouTube este în studioul nostru. Una dintre puținele invitate din străinătate pe care le-am avut în studio. Bună dimineața, ea este Adriana Postovan. Bună dimineața. Bună dimineața, Adriana. Cine ești tu, de unde vii și încotro te îndrepți? Adriana din Chișinău, Republica. Deci din străinătate, practic. Da. Așa. Adriana, câți ani ai tu? 18 ani. 18 ani. Mă uitam pe contul tău de Facebook. Chiar te comporți ca o fată de 18 ani. Ai pasiunile unei fete de 18 ani, dar ai ceva al tău. Ai un rom cu stafide, cum zicem noi aici la emisiune. O chestie numai și numai a ta. Care e cel mai tare cover pe care l-ai postat tu pe contul tău de YouTube? Păi, Sub pielea mea, de Carla's Dreams. Când te-ai apucat de cântat? De când mă știu eu. Ai studii muzicale? Nu. Cânti la chitară și cu vocea, nu? Da. Și unde te filmezi? Unde e filmat cover-ul ăsta la Sub pielea mea? La mine acasă, în sufragerie. La tine acasă, în sufragerie. Îmi place cum sună, pentru că de acolo au plecat foarte mulți artiști mari de pe planeta asta. Dintre toți cei care au postat cover-uri pe YouTube la Sub pielea mea, noi te-am chemat pe tine în studio la Radio Zoo. Știi de ce? Nu știu. Nici eu, habar n-am. Dar bănuiesc că pentru faptul că e un cover foarte, foarte reușit. Mulțumesc. Ai curajul în direct la Radio Zoo, în direct pe Zoo TV, să cânți în studio de radio piesa asta? Da. Da? Fii atentă. Dacă o să cânți bine de tot, promit că după ce termin cover-ul îți fac fac ce vrei tu pentru tine, da? Poți să-mi dai o provocare, poți să absolut ce vrei tu. Deci acum am motiv și mai serios. Adriana, ia-ți chitara, du-te la locul de cântat, te rog frumos, Adriana. Merită să dați drumul la Zoo TV sau merită să lăsați orice altceva deoparte și să ascultați un cover cu o eroină anonimă. Adriana vine din Chișinău și cântă la Radio Zoo Sub pielea mea. Fiți atenți ce se întâmplă. M-ai mințit cu vorbele, m-ai aflat secretele și ca un colț s-a intrat sub pielea mea. Știi de vreme fetele cochetele, nu mai pot, dar tu da sub pielea mea. Și știi, eu te rog să-mi faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva de mine, de tine, de noi, pentru că tu ești sub pielea mea. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina. Cu vorbele m-ai schimbat hotarele. Ce folos au armele când este peripit doar cadrul ochii tăi. Fusta până la genunchi și mânecile lungi de ascuns. Ce dragoste ai vrea, dar mărul e mușcat și între noi e doar ea. O rupea, te rupea, te rupeai tu sub pielea mea. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina mea. Oh, eroina, oh, eroina. Tu să nu-mi dai iubire, iubirea ta nu ține, nu ține cont de inimi pe care l-a rănit atât de rău. Și oh, eroina, oh, oh, eroina, oh, eroina. Oh,
zis că Facebook ar trebui să inventeze un buton de piele de găină, pentru că dacă ați avut urechea pe Zoo, v-ați fi dat seama că la al doilea refren a intrat Carla's Dreams și a făcut duet cu Adriana, eroina anonimă de pe YouTube. Anonimă până să intre Carla's în studio. Mamă! Ți-am zis că dacă o să cânți frumos, o să se întâmple ceva frumos. Da! Ce ai simțit în momentul în care tu cântând cover-ul tău, la fel cum ai făcut în sufragerie? Nu e la fel, e ceva foarte... A intrat Carla's Dreams în persoană în studio. Da. Și numai că a intrat, da, și cânta cu tine. Cred că s-a îndeplinit un vis. Ți-am zis că fac orice pentru tine și știam că mai mult de atât nu pot să fac decât să-l aduc pe Carla's Dreams să cânte cu tine piesa asta la radio. Îți place de fata ta? Da. Noi, apropo, evident că ne uitam la ceea ce apare pe net și a fost unul din cover-uri la care am dat like înainte, să știm că asta o să se întâmplează. E o chestiune deosebit de plăcută și... Carla's mi-a zis că dintre toate cover-urile, fără să vorbim cu el, dintre toate cover-urile la Eroina, i-au plăcut două, unul e al tău, nu pot să zic care e al doilea, dar două au fost cu mare like. Da. Da. Deci ai meritat prezența lui aici. Avem un fit cover. Îți dai seama că omul s-a trezit, s-a machiat dimineață, două ore ia să facă toată treaba asta pentru tine, pentru un fan? Și eu am făcut la fel. Adică am apăsat butonul piele de găină în momentul în care a cântat Adriana, a scris Dana din Sibiu. Wow, ce voce! Bravo, Zoo! Super tare! Pielea de găină s-a activat, scria din Slobozia, tot despre performanța ta live. Bravo, Adriana, felicitări! Scrie și Mari. Foarte șmecher cover-ul. Bravo, scrie altcineva. Foarte true cover-ul. Foarte, foarte true. Foarte true. Și foarte sensibil, da. Și ce emoții avea dimineață? Îmi dau seama. Dar dacă ar fi știut că e și tu aici, tu îți dai seama că nu mai putea să cânte? A, nu, cred că e fată puternică, de la Chișinău. Corect. Hiturile se ascultă la Zoo.